16, sunt Ioana Constantin, începe cea de-a doua oră de Politica Zilei. Mulțumesc mult că ați rămas aici, este bomba primei zile de campanii. Acum vreo jumătate de oră am aflat cu toții că s-au anulat înregistrările din dosarul lui Buzatu. Curtea de apel Iași a anulat aceste probe din dosar. O să discutăm din nou ora aceasta, pentru că vrem să vedem și ce părere au avocații despre ce s-a întâmplat cu adevărat acolo și ce șanse mai sunt ca acest dosar să mai fie readus cumva în picioare. Sau e totul bine la domnul Buzatu? Nu de alta, dar eu și aseară am văzut că era o seară înainte de campanie, da? E acest atentat cu bombă de la Radu. Au zis că fata milionarului a pus bomba. Aseară, la 21, au scos-o din arestul central să nu arate tuturor în prime time că e nevinovată. Rămâne o întrebare foarte serioasă despre cum se instrumentează aceste dosare în România. Sau poate e cum spune domnul Ciolacu. Lăsăm, domnule, justiția în pace. Lăsați! O lăsăm! Întrebarea e spre ce ne îndreptăm, spre ce an al acestei țări ne întoarcem, 20-30 de ani în urmă, când erau niște dosare aranjate. O să discutăm ora aceasta și despre ce se întâmplă cu pensiile, pentru că au fost mii de pensionari astăzi în capitală, în special pensionarii militari, dar s-au adăugat și siderurgiștii și silvicultorii. Se plâng de această nouă lege a pensiilor care le taie din venituri. Mai târziu în emisiune și despre ce efecte va produce plafonarea, pentru că ai pe de-o parte fermierii care spun, domne, vom fi delistați de la raft din cauza acestei ordonanțe, dar ai de partea cealaltă și retailerii care spun, o să plecăm în alte state, mai prietenoase, pentru că aici statul intervine în piața liberă. Ce o să se aleagă în final de prețurile la alimente, o să vedem, să sperăm doar că ele nu vor crește. Și o să vă arăt și cam ce mai mâncăm, pentru că, de exemplu, carnea de porc e adusă din Chile, cârnații sunt făcuți cu carne de import, cârnații de pleșcoi sunt făcuți cu carne de oaie din import și tot așa. Adică aici am ajuns. În ora a treia o să vorbim și despre avertismentul femeii pentru România. Nu stăm deloc bine, deși asta ne spune în fiecare zi guvernul. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră în această a doua oră, ni s-a alăturat avocata Gabriela Savu, mulțumesc foarte mult. A rămas alături de noi Daniel Ciungu de la PNL, mulțumesc foarte mult. De asemenea, a rămas alături de noi Marius Pașcan, vicepreședinte al PMP, mulțumesc mult. Și ni se alătură de la Brașov deputatul PSD Marian Rasaliu. Vă salut, vă mulțumesc mult, domnule Rasaliu. Mulțumesc pentru invitație. Este informația aceasta de ultimă oră. S-au anulat aceste probe din dosarul lui Dumitru Buzatu. Ne aducem cu toții aminte de cel flagrant cu portbagajul. Să mai dăm și noi imagini, le rog pe colegii mei, care a fost șocant pentru noi toți. Mită într-o geantă, 1.000.000 de lei. Vorbim de, acesta era celebrul portbagaj și cu covrigii și cu oala de sarmale și cu tot ce era el acolo, întreagă poveste. Astăzi, Curtea de Apel Iași a decis că rechizitorul procurorilor DNA a fost întocmit nelegal, motiv pentru care au eliminat decizia tribunalului Vaslui privind începerea procesului. Instanța a dat termen 5 zile procurorilor DNA să refacă rechizitoriul. Dumitru Buzatu este sub control judiciar. Doamna avocat Savu, ne-am dat și noi cu părerea ora trecută pe aici. Explicația noastră, părerea vizată a avocatului. Ce se întâmplă în acest dosar? Sigur că eu pot să-mi dau cu părerea numai pe baza informațiilor pe care le vedem în presă. Nu cunosc exact motivarea instanței. Asta o știu procurorii, pentru că procurorii vor primi această încheiere motivată și au termen de 5 zile să se conformeze dispoziției instanței, adică să-i spună instanței dacă îndreaptă toate neregularitățile pe care le-a constatat instanța de judecată și continuă, își mențin dispoziția de trimitere în judecată a domnului Buzatu, sau cer dosarul să fie restituit la parchet pentru completarea urmăririi penale. Acum, sigur, din ce scrie presa, rezultă cât se poate de clar că au fost eliminate niște probe importante din dosarul întocmit de parchet, pentru că atâta timp cât au fost anulate toate procesele verbale cu privire la înregistrările în care erau redate conversațiile acestor colaboratori cu identitate reală, dintre care unul este chiar cel de la care domnul Buzatu spune că a împrumutat suma de bani care a fost identificată cu ocazia flagrantului, rezultă cât se poate de clar, cel puțin aparent din informațiile pe care le avem, că le este foarte dificil procurorilor în momentul de față să mai dovedească în contextul acestor anulări de înregistrări și respectiv și de depoziții de martori, care era destinația acelei sume de bani, care era proveniența ei, care erau raporturile dintre părți
Și cumva acel proces verbal de flagrant ar putea să rămână în aer, adică să nu mai fie susținut de alte probe cu care să se coroboreze și să vină în sprijinul acuzației procurorilor. Și dacă rămâne în aer, ce înseamnă? Că nu mai avem dosarul deloc? Da, înseamnă practic că acuzațiile vor fi foarte dificil să mai fie dovedite, susținute cu probe de către parchet. Da, pentru că reprezentanții PNL și PMP și-au mai dat cu părerea și ora trecută, să nu știți că vă chinui cu același subiect. Domnul Rasaliu era șef la filiala noastră de la Vaslui, domnul Buzatu, la acel moment. Evident, s-a restructurat totul acolo, ați luat deciziile de urgență. Cum priviți acum această informație care a venit și în prima zi de campanie, informația acum jumătate de oră? Sigur, nu. Acum aș vrea să-mi cer scuze, nu este zona mea de competență, justiția sau modalitatea prin care se instrumentează astfel de cazuri. Totuși, o părere pot să am și dacă instanța a desființat, ca să zic așa, probele aduse de către procurori, acolo ceva nu a funcționat sau ceva nu a fost în concordanță cu așteptările instanței. Nu știu să vă spun mai mult și decât să-mi dau cu părerea pe o chestiune la care nu mă pricep, prefer să nu o fac. Vă rog să mă iertați. Da, nu e vorba despre asta, că nu ne pricepem niciunii în afară de doamna avocat, că nu suntem juriști aici, dar și da, exact. Da, dar problema rămâne foarte mare că aceste dosare ajung în instanțe și nu se mai pot susține ulterior. Am văzut și aseară cazul acela cu au fost eliberați toți suspecții în dosarul de la Arad, cu atentatul ăla de la Arad, sigur, da. Da, nu știu, văd că ne-o fi frică de rețelele astea mafiote, că acolo la Arad ai vamă, sunt foarte multe elemente. Bine, hai să ne uităm, vom mai vedea dacă vin date noi să mai aflăm ceva în dosarul ăsta. Da, Marius, te rog. Mă pun în situația omului de rând, care a văzut cu ochii săi, din probele care au fost difuzate pe televiziuni, prin media, prin social media, acel flagrant, acele sume incontestabile. Și acum o să ne trezim, ceea ce spunea și doamna avocat, că probabil eliminându-se probele principale, interceptările, declarațiile de martor la lumina zilei, o să ne trezim că omul va fi nevinovat. Eu nu cred că un om de rând înțelege aceste chichițe procedurale, aceste chichițe avocățești. Nu cred că el are ideea de dreptate în această țară, câtă vreme filtrul justiției ar trebui să fie prevalent și să-i dea sentimentul de dreptate, de justiție în această țară, care din păcate nu mai există. Nu înțelege acest lucru, se teme să ajungă în justiție, cu atât mai mult cu cât vede înalți demnitari ai statului român din diverse funcții, că imediat ce ajung în justiție, pe diverse tertipuri procedurale, câștigă procesele sau sunt scoși vazma curată și eventual o să vină și acest baron de la Vaslui să dea statul român în judecată, să plătească România daune prin CEDO și poate să-și rea funcția, nu? De ce? Că a fost prejudiciat. Deci e ceva incredibil ce se întâmplă cu România zilelor noastre. O secundă, dacă bun, îmi permiteți, refer foarte subiect mult pe domnul Pașcan, dumnealui știe asta, dar aș obiecta puțin la noțiunea aceasta de chichiță avocățească. Nu există chichițe avocățești. Există argumente legale care uneori funcționează în fața instanței și iată, avocații din dosarul respectiv, avocații domnului Buzatu, au invocat niște excepții și instanța le-a admis și a constatat niște neregularități și există dosare slab instrumentate de către parchete. Bun. Chichițe inventate atunci de avocați. Atunci înseamnă, Daniel Ciungu, că e ce vorbeam noi anterior, că au venit aceste dosare foarte nepregătite de fapt în instanță, procurorii n-au respectat toate reglementările legale și pică. Propriu zis, există această posibilitate. Da. Noi neștiind și necitind neapărat dosarul, da, există această posibilitate, dat fiind verdictul instanței. Bine, hai să vedem. Astăzi vă ziceam că e prima zi de campanie, a venit și bomba asta politică. În schimb, sunt proteste. Au fost proteste astăzi în capitală, pensionarii militari. Astăzi este și ziua armatei, onoare militarilor armatei române, la mulți ani. Au protestat rezerviștii, dar nu doar ei. Au venit silvicultorii, au venit siderurgiștii, foarte multe categorii de pensionari, cei care au fost lucrat în CFR, s-au alăturat. Pentru că știți, este o foarte mare nemulțumire cu privire la această nouă lege a pensiilor, unde s-au tăiat foarte multe din venituri, din punctele pe care oamenii le aveau de contributivitate.
Spune Marcel Ciolacu, după ce a discutat și a primit niște delegații de pensionari din zona militară, că va modifica în scurt timp această lege. Hai să vedem întâi ce spun oamenii din stradă, apoi ne întoarcem să comentăm. Ni se va alătura imediat și reprezentantul celor din zona militară, dar hai să vedem ce spun oamenii din stradă. Noi suntem cei care oricând, în orice moment, capabili să ne ducem să ne apărăm țara. Pentru acest lucru suntem și nu vom înceta protestele. Au încercat să ne spună că nu sunt bani. Greșit, bani sunt. Am ieșit cu 2000 de lei. Iar nu mi s-a mărit, deci am ajuns cu măririle și cu indexările, am ajuns la 3200 de lei. După 32 de ani de caschetă. N-am ieșit la 25 de ani, la cât ies, s-a luat 20 de ani, cât ies magistrații. Și cu pensii, ce pensii? Am avut 20 de ani de activitate cu gradul de plutonier major. E incredibil ce pensie mică am. Atâta timp cât statul român ne obligă să apărăm țara asta în caz de criză sau război, alături de militari activi, tot la fel statul român este obligat să ne asigure drepturile. Da, iar domnul Ciolacu, cel care s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor rezerviștilor militari, spune: respectul față de militari înseamnă pentru mine, în primul rând, respectarea drepturilor. Susțin cu fermitate adoptarea proiectului prin care să fie eliminate inechitățile în aplicarea pensiilor militare într-un ritm accelerat. Săptămâna viitoare va fi aprobat în Camera Deputaților, iar în două săptămâni va trece și de Senat. Fac apel către toți competitorii politici să nu mai folosească instituțiile statului în lupta electorală, Armata României, Poliția României și toate celelalte instituții din sistemul național. Asta după ce domnul Ciucă i-a cerut, da, să treacă de urgență proiectul liberal. Imediat mă întorc, Daniel, dar am reușit să facem o legătură cu domnul general Bălăceanu, căruia îi mulțumesc foarte mult. Bun găsit, domnule Virgil Bălăceanu, vă mulțumesc mult! Cu multă plăcere. Explicați-ne dumneavoastră care este situația din punctul noastră de vedere acum cu legea pensiilor militare în Parlament și dacă e mulțumitor ce vi se promite de către șefii partidelor din coaliția de guvernare. Încă pot să spun că ne situăm între manipulare și îndeplinirea unei asemenea cerințe. Acum a devenit deja promisiune după întâlnirea reprezentanților structurilor asociative cu domnul Ciolacu și cu ceilalți reprezentanți, Ministerul Apărării, a fost prezent și Ministrul Apărării și reprezentanții ai Ministerului de Interne. Deci vom vedea dacă acest program de aprobare a actualizării pensiilor militare de stat, a legii care actualizează pensiile militare de stat, raportare la soldele de grad și soldele de funcții, ale căror cuantumuri au crescut pentru cei în activitate, se va reflecta și la noi. Ar fi dincolo de spectru politic, care este extrem de impredictibil, o realizare deosebită, pentru că sunt ani de zile de când luptăm pentru actualizare. Cealaltă problemă este anunțată, de aia nu se va rezolva, discriminării. Pentru că la ora actuală avem o altă problemă, dar să le vedem pe toate pe rând. De ce o a doua problemă? Cuantumurile sunt foarte diferite pentru aceleași condiții de îndeplinire a serviciului militar. Însă important este să avem actualizarea, pentru că pensiile militare de stat de mai bine de 7 ani de zile sunt înghețate. Iată de ce ne întrebăm, este manipulare în sensul în care suntem propriu-zis în campania electorală legată de prezidențiale sau ceea ce ne-a promis prim-ministrul se va și realiza? E foarte corectă întrebarea noastră. Mulțumesc mult pentru intervenție. La mulți ani de ziua Armatei, onoare militarilor Armatei Române. Mulțumesc mult, domnule Bălăceanu. Daniel Ciungu, deci domnul Ciuc a făcut apel. Domne, susțineți proiectul liberal. Domnul Ciulacu zice, fac apel la toți competitorii. Hai să trecem legea asta. Ceva din categoria, lăsați domnule guvernul în pace că se ocupă, lăsați domnule justiția în pace că se ocupă și vedem baron PSD care scapă. Domnul Ciolacu încearcă așa electoral, exact cum spunea și domnul general foarte bine, să o dreagă cumva. Păi, tocmai, președintele Nicolae Ciucă și PNL au depus un proiect legislativ de ceva vreme și așteaptă tot de ceva vreme acel proiect să-și ia avizele de la guvern, de la domnul Ciolacu. Acum a avut nevoie, se pare, de presiune publică. A avut nevoie să vină pensionarii stradă să-i spună că sunt nedreptățiți. Dar nu că e trist, ce face premierul. PSD-ul a spus la un moment dat că s-a înțeles cu PNL-ul pe un alt proiect în coaliție, altul decât ăsta din Parlament, și că erați așteptați, domnul Ciucă sau cine, să semneze pe proiectul ăla. Și acum înțeleg că vă întoarceți la cel din Parlament sau cum?
Nu știu acest lucru, eu nu l-am văzut cel puțin din punct de vedere nici text, nici public. Avem un text de lege în Parlament al PNL. Și pe acela vrem să-l ducem mai departe, bineînțeles. Și este cel mai bun și s-a discutat inclusiv cu aceste asociații pe acel text. Și nu vorbim doar de pensiile militarilor, mai vorbim și de grupele de muncă și mai departe. Și acolo s-a lucrat cu asociațiile și venim cu propuneri. Așteptăm ca partenerii de la... Să vă dau cuvântul, vă rog eu din inimă, la emisiunea mea toată lumea primește cuvântul, dar lăsați-ne să ne terminăm fiecare frazele. Da, te așteptam ca partenerii și din opoziție și din guvernare să voteze aceste proiecte de lege pentru că, repet, repară niște inechități. Pe care tot voi le-ați făcut. Cu toții suntem de acord că trebuie să facem reparații. Vă rog acum. Da, domnul Ciungu amestecă lucrurile, pensiile militarilor, actualizarea soldei de grad cu pensiile celor care au lucrat în condiții speciale de muncă. Haideți avem să proiecte le luăm pentru ambele. Dar în primul rând vreau și eu din tot sufletul să urez la mulți ani militarilor armatei române. Urați. Acum, avem aspectul acesta legat de pensiile militare. Deci sunt luni de zile de când se lucrează în Comisia de Apărare din cadrul Camerei Deputaților, dar și din Senatul României, la actualizarea pensiilor soldă de grad cu solda în funcție. Deci lucrurile stau în felul următor. Au trecut de Camera Deputaților aceste documente, au ajuns la Comisia de Buget Finanțe și urmează să intre în plenul Parlamentului și să fie votat un material care vine în sprijinul militarilor și rezolvă această inechitate. Peste această chestiune la care s-a lucrat luni de zile și s-au obținut absolut toate avizele, vine PNL-ul acum cu o nouă lege și cu o nouă variantă, după ce chiar dumnealor au fost de acord cu ceea ce cu munca depusă în Comisia de Apărare, Comisia de Apărare fiind condusă de un liberal, domnul Leoreanu. Bun, lucrurile vor fi rezolvate exact așa cum a spus premierul Marcel Ciolacu, sunt pe procedură parlamentară, este nevoie de puțin timp, dar această inechitate va fi reparată odată pentru totdeauna. Deci este o chestiune care este în curs de a fi rezolvată, domnule Ciungu, fără să mai veniți dumneavoastră liberalii cu un alt proiect ca să amețească lucrurile. Așa stă treaba vis-a-vis de acest subiect. Eu cred că cu toții putem să vedem că în legea pensiilor numeam standard. Pentru toți ceilalți, să spunem, care nu suntem nici special, nici în grade, nici în, eu știu, tot felul de profesii. Acolo, PSD a creat prin această legislație noi inechități. Am rezolvat, într-adevăr, o parte dintre ele. Dar avem în continuare peste 800.000 de oameni care sunt nedreptățiți. Dumnezeule, cum să fac eu să vă rog din suflet? Nu mai interveniți unii peste alții, nu înțelege nimeni acasă. Pe cuvântul meu, iau publicitate și la revedere, ne uităm la desene animate. Nu funcționează așa, nu funcționează așa, respectați-vă, că oricum sunteți vinovați. PSD și PNL cu această lege a pensiilor, dar și cu cea pentru militari, că v-a spus omul ăsta de când ați înghețat, de când guvernați, domne, că guvernați voi, tot voi sunteți la guvernare, n-a guvernat nimeni altcineva. Voi ați creat mizeria asta pentru pensionarii României, voi împreună la guvernare sau separat, că ați mai guvernat și separat. Și acum aveți tupeul să vă certați în toate emisiunile unii cu alții. Puneți mâna și reparați ce ați făcut, că de-aia vă plătește poporul ăsta. Ați făcut o mizerie cu pensionarii ceilalți, nevăzători, cei care au lucrat în grupe și așa mai departe, bat jocorii și militarii. Lucrurile sunt simple. Eu mă aștept la un pic de decență. Spuneți-vă, nu vă mai certați că e campanie, că nu iese nici ciucă, nici ăla cu președinte din povestea asta, dacă le dați pensiile corecte oamenilor. Dar hai să terminăm cu... Unii fac la guvern, alții fac la parlament. Hai că facem și noi. Domne, fac apel la toți consilierii locali din România. Hai, domne, să facem toți petiții, să facem proiecte, ne ducem cu ele și noi. Fiecare cu proiectul lui. Cum am zis și la referendum. Lasă, nu doar Nicușor. Hai tu să facem referendumuri în țara asta. Păi că suntem nebuni. Un lucru pe care îl vedem, și asta e diferența până la urmă între PNL și PSD. În momentul în care am greșit, în PNL avem capacitatea de a accepta acest lucru și de a lucra mult mai bine, să-l reparăm. Atât cerem de la celor de la PSD să facă acest lucru. Dar la cameră legea cealaltă a pensiilor, Danica, acum am apuc și de tine. De aceea vorbesc că e nevoie și, bineînțeles, și de PSD, și nu doar de PSD.
cu toții să înțelegem că sunt lucruri de reparat și hai să le facem. Atât spunem. Păi și de ce vă certați atunci? Acum că vine și ne spune, ne-am înțeles pe ceva în trecut care poate nu era suficient de bun. Hai să acceptăm că nu era suficient de bun, să facem mai bine acum. Da, doamna avocat, nu sunteți de acord. Acum e ca un concurs, da? Cu cine vrea binele mai repede și cine îl aduce mai repede pentru militari și toate celelalte categorii profesionale defavorizate de actuala legislație. Lucrurile ar fi destul de simple. Oamenii ăștia trăiesc de ani de zile odată inechitatea neactualizării cuantumului pensiilor și doi, trăiesc o inechitate și mai mare, pentru că persoane care au avut aceeași vechime, același grad, același tip de funcție, dar au ieșit la pensie în perioade diferite, au pensii diferite. Așa ceva nu este, este o discriminare strigătoare la cer. Nu trebuie să fii în campania electorală ca să te grăbești să o îndrepti, da? Eu, din punctul meu de vedere, ar trebui cu toții să se întâlnească, să lase gargara asta electorală cu care ne-au asasinat și urmează să ne asasineze încă o lună de zile de acum încolo, pe dumneavoastră mai mult decât pe mine, da. Încă asta mă gândesc situația, la asta. Fiecare e riscul ocupațional. Încă mă gândesc la asta, doamna asta, da. Să știți. Da, și ar trebui odată rezolvată situația asta. Ca o destinație de vacanță. Da. Și ar trebui odată rezolvată situația asta în Parlament, că nu se poate rezolva în altă parte. Da, domnul Rasaliu, explicați un lucru. De ce unele le faceți noastră la guvern, PSD-ul, și altele le fac ei în Parlament, PNL-ul? Că și ei au membri în guvern și noastră aveți parlamentari. De ce naiba nu vă întâlniți într-un loc și faceți acolo, final? La această actualizare pentru pensiile militare, să știți că s-a lucrat luni de zile în Parlament, în comisiile de specialitate, respectiv în Comisia de Apărare și Siguranță Națională. Deci este o muncă depusă în comun, atât de Partidul Social Democrat, cât și de Partidul Național Liberal și celelalte forțe prezente, politice prezente în această comisie. S-a ajuns la un punct de vedere instituțional și urmează ca în viitorul apropiat, în cel mai scurt timp, să intre la vot și să fie rezolvată chestiunea aceasta. Dacă o luăm de la capăt cu un nou proiect legislativ, o să mai dureze mult și bine. Bine. Marius Pașcan. Cum? Da, eu privesc cu multă repulsie disputa asta și pasarea vinovăției de la unii la alții, că până acum au coabitat. Har Domnului și s-au înțeles perfect la împărțirea privilegiilor. Gândiți-vă doar prin comparație că în timp ce luptă unii cu alții și scot limba și au tot felul de invective unii la adresa celorlalți, în urmă cu 80 de ani, armata română elibera ultima palmă de pământ românesc pierdută de România în urma dictatului de la Viena. Și au fost atunci 60.000 de militari morți în această ofensivă de recuperare a teritoriului sfânt al patriei. Bunii, ia puneți în balanță ce se întâmplă astăzi, puneți în balanță ce se întâmplă astăzi cu ce a făcut armata română, cu ce a făcut această țară, când încă românii mai credeau în flacăra și destinul lor al eroic al neamului românesc. Mie o silă, nu pot să vă spun altfel, sub ce semn s-a derulat tot ceea ce a însemnat reforma aceasta a pensiilor, noua lege? Sub semnul echității, nu că asta a fost pretextul. Păi cu atâta echitate i-au nenorocit pe vreo 800.000 de pensionari, iată și pe cei din armată, că nu-i povestea nouă, adică nu poate fi speculată electoral. De 2 ani și jumătate de când guvernează PSD și PNL, militari în mod consecvent au spus că sunt nedreptățiți, că nu le sunt aplicate indexările, că au probleme cu solda de grad și mai departe. Adică nu-i poveste nouă, degeaba o pasează de la unii la alții. N-au fost în stare să o soluționeze. În schimb, eu mi-aș dori ca și militarii, și siderurgiștii, și silvicultorii, și toate celelalte categorii de români care înțeleg minerii. În această țară, minerii, persoanele cu handicap, toți ceilalți, să iasă odată în solidar împreună în fața guvernului și să spună că nu mai acceptă ca guvernarea, pe seama privilegiaților și a clientelei politice, să îndatoreze această țară, să promită salarii mari, pensii mai mari, fără să crească productivitatea, fără să creeze noi locuri de muncă, fără să eficientizeze economia, doar mărind la nesfârșit aparatul bugetofag al statului și îndatorându-i pe români, pe copiii noștri, pe nepoți, pe strănepoți, la maximum, ca să-și păstreze fotolele, funcțiile și privilegiile. Deci aș vrea să, ieșind în fața Pieței Victoria, acolo în piață, și să protesteze, să nu mai accepte acest lucru. Păi și ce să facă? Că oamenii au ieșit, cred că suntem singura bucată de pământ de pe globul ăsta, că nu e mai de state, dumnezeu, nici în triburi nu există așa ceva, unde au ieșit să protesteze, nevăzători, bolnavi de cancer,
persoane cu dizabilități în scaun cu rotile. Dom'le, au ieșit oamenii ăștia să protesteze, eu cred că în triburile alea pe care noi nu ne-am descoperit încă, noi ăștia din zona civilizată, eu cred că ăia tratează cu mai mult respect un bolnav sau un bătrân decât tratăm noi în România. N-au săraci, unde să se mai ducă, că ăștia tot nu schimbă. Îmi scrie o doamnă care are soțul bolnav, deci persoana cu dizabilități. După 22 de ani de muncă în condiții de handicap grav și contribuții ca un om sănătos, vor să scoată persoanele cu dizabilități din legea pensiilor și să ne dea ajutoare sociale. Deci oamenii nu vor ajutor sociale, ei vor dreptul lor că au muncit. Evident. Păi, da, bun, scurtă concluzie, Daniel, te rog, și apoi merg la un invitat pe care l-am în linie, te rog. Acești oameni au dreptate. Atât, asta e concluzia. Au dreptate și au nevoie de ajutorul oamenilor politici. Bine, faceți treaba atunci. Trebuie să facă acest lucru. Bună ziua, Ștefan Muscă, fermier, președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți din România. Ce faceți, domnul Muscă? Bună ziua, muncim cu drag și spor să ne plătim taxele și impozitele către... Bravo, domnul Muscă! Asta e spiritul, să plătim taxele la stat, să aibă bugetul acolo, prezidențiabilii, guvernanții, partidele care fac campanie, să le dăm bani. Domnul Muscă, de ce v-am deranjat eu? Că m-a șocat foarte tare. Deci, zice așa pe internetul ăsta mare, larg, că în supermarketuri avem cârnați care sunt făcuți cu carne din Spania, Polonia, Ungaria și Chile. Din Chile aducem cu vaporul 40 de zile carne congelată de porc. Cârnații de pleșcoi nu mai sunt cu carnea de oaie din România, sunt cu carne de import, pentru că pesta micilor rumegătoare a distrus și povestea asta pe piața românească. Deci, practic, e produs în România, dar nu e cu produse din România, domnul Muscă. Categoric. Noi... ce să spunem? Suntem luați de proști de 35 de ani. Tot ce am dorit și noi ca politicianul să facă pentru producătorul de hrană în România nu s-a întâmplat. Am luat-o ușor, ușor să distrugem totul. Porcul l-am distrus. S-a încercat acum și cu oaia și bineînțeles că nu se cumpără carne de oaie sau de miel la ora asta din România. Este interzis un pic. Carnea de pasăre, ați văzut, venim acum cu ea din Ucraina, că ne mai aproape Ucraina decât producătorul de hrană din România. Eu pot să spun așa că mă simt un pic umilit și poate chiar și batjocorit, pentru că trimit în Parlamentul României niște oameni și cu votul meu și cu al copiilor mei și cu al părinților mei și tot, și când văd că de fiecare dată se întorc împotriva noastră și nu fac absolut nimic, nimic pentru noi. Uitați-vă acum cum așteptăm și cum stăm sute, cred că în jur de 200, peste 200 de mii de ferme românești care ne așteptăm insolvența și falimentul pentru că n-au fost capabili să facă pentru noi câteva politici agricole de salvare. Întotdeauna le spun, sunt în structuri de asociații în conducere și prin sindicat din 2004. Întotdeauna am tipat și am spus, oameni buni, faceți politici agricole în care să nu depindem de bugetul de stat. Noi nu vrem să stirbim bugetul de stat. Faceți-ne bancă românească să putem să fim acceptați să ne luăm capital de lucru. Când e o problemă de secetă, când e o problemă de pestă și nu mai avem unde să ne vindem marfa, când e să nu mai fim dependenți de nimeni, adică să merg la bancă, să-mi iau credit, să pot să fac pentru că e afacerea mea și eu nu sunt sluga nimănui și nici sclavul nimănui și nici nu vreau să fiu cerșătorul cuiva. Nu s-a dorit. Uitați-vă că de la oameni, știți că am mai discutat când se băga supermarket roșii cumpărate de la depozite din afumați și le spunea că sunt roșii românești. Știți că am mai distruzat problema. Da, da, da. Unde sunt oare aceste instituții ale statului care tot tipăm de ani de zile să le pună la treabă? Când eu, Ștefan Muscă, merg în Parlament și la minister și spun în permanență, oameni buni, această țară, până nu se va da legea răspunderii magistraților, legea răspunderii funcționarului public și salarii pe criterii de performanță, nu vom salva țara. Unde sunt aceste instituții care acești funcționari încasează salarii extraordinar de mari, dar nu fac nimic? Acum ne-am nenorocit și mai mult. Am spus de mai multe ori, interziceți importul de cereale din Ucraina. Sunt fermieri din România, au colectat porumb din Ucraina, acum l-a exportat în câteva țări unde s-a găsit aflatoxină. Ne-a închis piața porumbului definitiv. Pentru că toate aceste instituții în care tot am tipat, că e Consiliul Concurenței, că e ANPC-ul, că e nu știu cine trebuie să controleze, că, domne, opriți în numele lui Dumnezeu intrarea a tuturor, că e cereale, că sau pune taxe vamale,
pe produsele agroalimentare care vine din țările non-UE. Avem și noi dreptul ăsta. N-avem nicio treabă cu ei. Vrei să vii și să fie verificate la sânge? Că uitați ce ni se întâmplă. Păi și credeți că astea, carnea asta de se pune în cârnații ăștia, domnul Muscă, cum o fi ea dacă e adusă din Chile, din Spania, din Danemarca, congelată, recongelată, decongelată și așa mai departe? Ce naiba mâncăm? N-am nicio garanție, stimată doamnă. Eu nu mai am garanția în ce mănânc. Este strigător la cer și îmi pare rău că poporul român, care eu îl iubesc, sunt un pic de... Nu sunt atât de patriot cum cred cum să dau unii, dar sunt național, îmi iubesc țara, îmi iubesc poporul, îmi iubesc oamenii ăștia care au construit această țară. Iubesc oamenii care le pasă de poporul român. Celor care nu le pasă, nici nu vreau să-i văd. Îmi iubesc țara pentru că am 6 nepoți. Cum știți, să fie sănătoși. Vreau să-i opresc aici, în țara să mea. Vă trăiască, să domnul Muscă. Mulțumesc mult pentru intervenție. Mulțumesc foarte mult. Hai să vorbim un pic în același context. Mergem mai departe și ne uităm la plafonare. Le punem împreună pe toate. Pentru că ni se spune că se va da o ordonanță care va plafona adaosurile comerciale pentru produsele procesate în România. Am documentul, ultima sa versiune, nu e varianta finală, pentru că încă se lucrează, da? Hai să vedem ce zice această... Exact cum se plafonează, asta vreau să arătăm. Un pic mai jos, Sabin, te rog, intrăm la B, așa. Cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, este de maximum 10% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuieli directe, indirecte. Cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash and carry e de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuieli directe și indirecte. Hai să-mi un pic mai jos. Cota de adaos practicată la vânzarea produselor de mai sus este de maximum 20% față de costul de producție, la care se adaugă cheltuieli directe și indirecte, respectiv de maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă evident cheltuielile pentru produsele agricole și alimentare care intră pe teritoriul României și nu sunt introduse în procesul de procesare, abatorizare sau care intră doar în procesul de porționare, respectiv ambalare, cota de adaos comercial e de maximum 5% față de prețul de achiziție cu costurile aferente. Deci această ordonanță la care se lucrează propune aceste plafonări de adaosuri comerciale între 5 și 50%, inclusiv pentru produse care sunt procesate în magazine se va face această plafonare. Daniel Ciungu, te rog. Deci va crește prețul. De ce va crește prețul? Pentru că acele costuri directe și indirecte sunt de fapt lucrurile care contează. Dacă ne uităm la orice produs, și aici vorbesc din mediul privat, orice produs făcut în masă, și mâncarea e un produs făcut în masă, în general, să știți că adaosul ăla final, după ce s-au făcut acele cheltuieli directe și indirecte, după ce s-au făcut toate cheltuielile, salarii, marketing, transport, tot, în mod real, profitul ăla nu e 5%, 20%, e mult mai mic. Deci, paradoxal, vor crește prețurile. Pentru că din punctul meu de vedere, este evident că oamenii ăștia nu înțeleg piața. Ei nu înțeleg cum se lucrează în piață, ei nu înțeleg ce înseamnă să vinzi produse la un volum foarte mare. Și repet, încă o dată, suntem într-o economie de piață deschisă. Soluția nu este asta, nu este plafonarea. A putut să fie într-un anumit moment de criză, în care, într-adevăr, inflația a explodat peste tot în lume. Acum nu mai suntem acolo. Trebuie noi, în România, să scădem și mai mult inflația, pentru că am rămas, într-adevăr, ultimii în Uniunea Europeană. În vestul Europei, de unde importăm? În Spania, Germania, Danemarca, de unde importăm carne de porc? Eu am stat 7 ani în Danemarca, într-adevăr, danezii sunt cei mai mari exportatori de carne de porc din Europa. Da. Țară mică, dar au această producție. Păi, ei sunt cât Oltenia. Noi nu putem? Da, bună ziua, domnul Ioan Lado, și este președinte al Asociației Producătorilor de Carne din România. Vă mulțumesc mult că sunteți aici. Bună ziua, și cu precizarea, carne de porc, nu de tot orice fel de carne. Carne de porc, da, oricum telespectatorii mei vă știu, n-am mai precizat, îmi cer scuze. Bun, hai să vedem și un comunicat pe care l-au dat retailerii cu privire la această plafonare. Ei spun așa: o astfel de ingerință distorsionează grav întreaga piață a produselor agricole și alimentare, precum și pe cea a îngrășămintelor, furajelor și pesticidelor, da, pentru că se adaosul ăsta nu-i doar la alimente, trimițând un mesaj negativ către investitorii plătitori corecți și la timp de taxe și impozite la bugetul statului. De asemenea, actul normativ va impacta direct în mod negativ planurile de investiții ale companiilor în economia românească, precum și locurile de muncă din industriile ce fac obiectul reglementării, dar și în industrii conexe, atât pe verticală cât și pe orizontală. Domnul Lado, și dumneavoastră, cum vedeți toată povestea asta? Pentru că se vorbește despre produse care sunt aduse și din import, unde se, și cele cu marcă proprie, unde se limitează acest adaos.
Se vorbește că produsele care sunt procesate în România, de fapt, vor fi ajutate să ajungă mai mult pe raft. Dar eu aud fermierii țipând că s-ar putea să fie delistați. Da, nici nu știu ce să mai adaug pe lângă comunicatul colegilor noștri de la procesare, pentru că au surprins cam totul. O să, într-adevăr, și noi considerăm că a fi o bulversare a pieței și care se va răsfrânge, ca de obicei, asupra fermierilor, pentru că ei sunt cei mai puțin stăpâni ai prețurilor pe care le pot da. Nici nu știu ce pot să mai adaug. A fost un comunicat de presă pe care și noi l-am văzut și suntem cu totul de acord cu el. Este clar pentru noi, bănuiesc, că este o chestiune de campanie electorală pe ultima sută de metri, în ideea că va impresiona pe cineva cu acest fel de subiect. Mie mă aduce aminte de fiecare dată când vine o astfel de poveste în discuție de celebrele mercuriale de pe vremurile celelalte. Ori asta am văzut, cei care avem o vârstă, am văzut cam unde ne-a dus și la ce am ajuns. Domnule Radu, și mai stați un pic. Domnul Rasaliu e deputat PSD. Domnul Rasaliu, dumneavoastră la guvern, acolo PSD-ul, spune și ministrul Barbu, spune următorul lucru. Domnule, asta e făcută ca să avem prețuri mai ieftine și ca românii să cumpere mai ieftin și că producătorul român nu va fi afectat. Dar producătorii români, dincolo de ce spun retailerii, se plâng de altceva, că la ultima plafonare i-ați adus în situația de a fi delistați din magazine, pentru că ei au costuri foarte mari față de cei care vin din import cu aceleași mărfuri. Deci cum facem? Deci lucrul cel mai important vis-a-vis de subiectul acesta este creșterea nivelului de procesare a materiei prime în România și să facem în așa fel încât să diminuăm exportul de materie primă și să importăm produse finite. Deci în direcția aceasta merge gândirea vis-a-vis de subiectul pe care îl evocați dumneavoastră. Pe de altă parte, vreau să vă spun că Ministerul Agriculturii a luat toate măsurile necesare vis-a-vis de importurile produselor din Ucraina. Nu, lucrul acesta se va vedea în lunile care urmează. Nu, n-a luat. Deci că în România se vorbește de ouăle aduse din Ucraina este datorită fermierilor care mi-au trimis mie probe la această emisiune. Am fost primii și singurii care am arătat detaliat cum dracului ajung acele ouă în această țară. I-am scris domnului Barbu. După ce am vorbit cu domnul Barbu, a venit cu acea măsură prin care vorbește de licențiere. Această licențiere, eu bag mâna în foc, sunt dispus aici, pe bune, vă fac burtieră specială pentru asta. Acea licențiere se va da către firmele unor șmecheri care și acum le aduc în România. Acea licențiere specială. Deci vă rog, haideți să nu intrați cu mine în asta cu Ucraina, că știu perfect despre ce e vorba și după aia mă face să povestești de cooperativa Țara Mea lui domnul Stănescu și nu-i cazul. Deci, eu vă întreb altceva. Cum protejați în acest moment producătorul român care are costuri mult mai mari decât producătorul din Polonia, de exemplu, ca să ajungă în continuare pe raft dacă dumneavoastră limitați adaosuri comerciale în final? Prin aceste măsuri se protejează, acestea sunt măsuri de protecție în primul rând pentru consumatori, în al doilea rând pentru producători. Deci lucrurile acestea o să vedeți că vor aduce o ieftinire a produselor la raft. O chestiune pe care ne-o dorim cu toții, să plătim cât mai puțin bani pe același coș de cumpărături. Domnul Ladoși, vă rog, explicați dumneavoastră. Acum, eu nu știu decât un singur lucru, că de fapt suntem dependenți de importuri cam la aproape la orice în termen de alimente. Și nu pot să înțeleg cum o asemenea măsură ar putea face ca să nu mai producem în țară 20% și să importăm de 1 miliard. Asta nu înțeleg eu. Cum rezolvă o asemenea măsură o situație pe care prin care trecem de atâta amar de an. Nu înțeleg cum se poate echilibra această balanță de plăți pe domeniul alimentar, micșorând prețurile la raft. Și nu are cum, și cum să vă spun, asta cu celălalt cu care și-a meditații la economie, trebuie să o facă la puterea a doua.
orice profesor de economie din lumea asta o să ne spună că plafonarea nu este o soluție pe termen lung. Ceea ce faceți nu va ajuta, va dăuna și consumatorilor și mai ales, într-adevăr, producătorii români pentru că el nu are capacitatea de a... Este corect, prețurile ar scădea în mod natural pe piață prin aducerea unor capacități suplimentare de procesare în România. Numai că lucrul ăsta nu se întâmplă. Exact. Dacă am avea așa ceva, n-ar mai fi nevoie de plafonare. Ar fi jocul economiei de piață, da, în situația asta, că dacă am avea un surplus de producție internă, dar pentru asta este nevoie de alte măsuri, că nu plafonarea adaosului comercial în sine ne va duce în situația asta. Nu o să crească niciodată procesarea sau capacitatea noastră de producție în felul ăsta. Ne trebuie investiții, ne trebuie măsuri de sprijin, ne trebuie scheme de ajutor pe domeniul ăsta al procesării de carne ca să putem să aducem producție internă majorată. Asta ar duce la scăderea prețurilor. Da, domnule, să mai interveniți, vă rog. Nu, deci eu vreau să vă spun că acesta este scopul, într-adevăr, de a procesa materia primă în România, iar chestiunile care concordă sau măsurile care vin în sprijinul creșterii procesărilor, acestea într-adevăr se găsesc atât în schemele de finanțare prin fonduri europene, cât și în măsurile luate de către Ministerul Agriculturii. Noi nu procesăm în România, domnul Vasaliu. Domnul Ladoși, vă mulțumesc mult. Marius Pașcan, vreau și opinia ta. Eu ce știu de la producători și sunt mulți care înscriu din foarte multe domenii, de la aia care produc roșii, la aia care produc și bulionul, la aia care produc cârnați, la care produc și carne de porc, de pasăre, ouă, lapte, brânză, toți îmi zic la unison același lucru. Eu tâmpenie, pentru că noi o să fim delistați de la raft. Te rog, Marius. Ioana Constantin, până și doamna Savu, care e avocată, adică nu-i de specialitate, înțelege pe cale rațională și logică mai mult decât incompetenții ăștia care promovează astfel de proiecte de acte normative. Au făcut-o și anterior cu acea plafonare a produselor la raft. S-a văzut ceva semnificativ. Au dus-o românii, o duc mai bine. Noi astăzi importăm peste 70% din produsele pe care le consumăm. Asta e un aspect. Eu cred că oamenii ăștia sunt nostalgici după socialismul glorios și comunism. Adică nu înțeleg mecanismele pieței libere. Să știți foarte clar, comercianții de dragul guvernului sau la nu știu ce impuneri nu-și vor coborâ adaosurile. Vor căuta produse mai ieftine care vin din afara României și ei își vor păstra profiturile. Astea nu înțelegeți. Deci veți lovi direct în producătorul român care anul acesta a fost afectat de secetă, a fost afectat de pestă și la porcine și la rumegătoare, lovit din toate direcțiile cu subvenții mai mici decât țările Uniunii Europene dezvoltate care invadează cu produsele lor piața românească și omorâți economia României prin nepricepere, măi oameni buni. Nu înțelegeți mecanismele pieței și dați după ureche populiști și acum electoraliști tot felul de proiecte și legi care omoară producătorul român. În loc să-l reanimați, să resuscitați economia, pur și simplu o distrugeți prin incompetență. Cert e că dacă era o măsură bună, nu țipa producătorul de carne de pasăre, de porc, de lapte, de brânză. Domne, nu țipau dacă era o măsură bună. Erau fericiți să vândă, domne, mai mult. Hai că astăzi a început campania umăr la umăr. Ciucă, Ciolacu și Iohannis, astăzi de ziua armatei, nu și-au vorbit, nu și-au zâmbit, nu și-au nimic. Ia să-i vedeți. Nu înțeleg, Daniel Ciungu, nu mai vorbesc cei doi lideri, că nici cu domnul Iohannis văd că nu vorbesc. Nu mai vorbește nimeni cu nimeni? Sau cum? Bine, e un moment solemn, am văzut cum s-au poziționat, nu știm mai înainte, după... N-au făcut nimic, toți am fost nu acolo presa. Ce au făcut. N-au vorbit. Comunicarea președintelui Nicolae Ciucă a fost clară că nu mai discută cu Marcel Ciolacu. O vedem și aici, am văzut-o și săptămânile trecute. Din punctul meu de vedere, tot acest subiect pe care l-am discutat mai devreme e un alt exemplu că, din păcate, PSD nu reușește să înțeleagă și să-i asculte pe oameni. În momentul de față, coaliția nu are aceste discuții. În momentul de față avem, din punct de vedere administrativ, mai sunt o lună de zile, 45 de zile până la finalul acestui mandat. Nu văd sensul să arunci în aer administrativ țara
pe această temă. Bine, să-i verificați dacă n-au gumă în păr, că văd că se ceartă, nu vorbesc. Da, domnul Rasaliu, am văzut, domnul Ciolacu a încercat să salute. Bă, mărturisesc că l-am văzut, la domnul Iohannis. Domnul Iohannis și-o că ai răspuns, că s-a uitat așa și s-a așezat lângă. Domnul Ciolacu este un om, în primul rând, plin de bun simț. Ceea ce încearcă Partidul Național Liberal să facă prin atitudinea aceasta este strict problema domniilor lor. Am văzut acolo că ne lipesc așa o etichetă, că avem nu știu ce avem cu Rusia. Deci disperarea asta și frustrările acestea ale Partidului Național Liberal prin exprimarea liderilor, inclusiv a domnului Ciucă, să știți că nu o să le aducă puncte electorale sub nicio formă. Noi ne vedem de propria noastră campanie electorală, ne vedem de propriul nostru program de guvernare și, bineînțeles, programul candidaturii domnului Ciolacu la prezidențiale. Dumnealor pot rămâne supărați cât doresc. Ideea este ca încă 2 luni de zile, 1 lună și jumătate, cât mai durează această, până când se va merge la vot, să fie țara guvernată și să fie stabilitate și predictibilitate. Doamne ajută, cu asta închei. Acum merg în pauza de publicitate. Mulțumesc invitațiilor. Doamne ajută, pe stabilitate să fim, că în rest nu mai contează. În rest putem să murim de foame, dar important este să fie stabilitate. Pauză. De la ora 17 vă propun să ne uităm puțin la ce ne așteaptă din 2025 la nivelul taxelor și impozitelor. Se tot vorbește despre o majorare a TVA-ului, vine și un avertisment din partea FMI-ului, dar am să vă arăt și niște date foarte interesante despre banii pe care îi plătim pentru bugetar la nivel local și unde s-au dus banii pe care i-am atras din PNRR. Cam 8% din ei au mers în mediul rural. Gândiți-vă că România e o țară rurală cumva. Ar trebui să ducem mai mulți bani pentru modernizare acolo, pentru că nu avem canalizare, nu avem gaze, n-au oamenii ăia nici drumuri cum trebuie, nici școli, nici spitale. De fapt, unde se duc toți banii ăștia din PNRR-ul oricum blocat, o să discutăm ora următoare, când o să vă arăt mai limpede și cum arată planul ăsta fiscal pe care îl negociază la Bruxelles guvernul României. Ne întoarcem.